Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Bogdan Papacostea la o nouă ediție a emisiunii Ziua și Cartea. Volumul pe care îl prezint astăzi se referă la o chestiune foarte importantă, o chestiune care însă nu are cine știe ce impact în viața noastră de zi cu zi. Se referă la cosmologie. Volumul aparține lui Richard Panek și a fost publicat de Curtea Veche Publishing. Este deci un volum de fizică, dacă vreți, și cosmologie, un volum care tratează o problemă importantă și care are și o prezentare foarte interesantă. De la bun început ni se spune că universul în care locuim este de fapt plin de materie, numai 4%, restul de 96% este gol. Ar trebui să fie o imagine care să ne spăimânte, dar este atât de abstractă și de îndepărtată încât nu pare să fie mai mult decât o poveste. De altfel, Richard Panek este un povestitor, nu este un fizician. El e de meserie ziarist, a primit o bursă sau mai multe și s-a apucat să scrie o istorie a cosmologiei. Felul în care o face este unul jurnalistic, adică scrie pur și simplu o poveste cu personaje, în care personajele sunt fizicienii, o poveste în care apar intrigi, în care apar conflicte, o poveste în care apar tot felul de alte povești adiacente, o chestiune care ar trebui să ne atragă, să ne facă atenți la subiectul principal. Ar trebui ca odată cu trama să înghițim și ceva fizică, ceea ce mie mi se pare foarte dificil de făcut, citind cartea asta, ca în bancul acela cu polițiștii care învățau tabla înmulțirii, se pare că nu rămâi decât cu melodia, mai puțin cu ecuațiile apărute în carte. Richard Panek, universul celor 4%, materia întunecată, energia întunecată și cursa pentru descoperirea celelalte fațete a realității. E bine, se pare că realitatea este complexă în aparență, dar se dovedește a fi elementară atunci când oamenii de știință se apucă să o înțeleagă. Cum se întâmplă asta? Nu știu exact. Apare aici ceva legat de argumentul antropic. În orice caz, înșiși oamenii de știință sunt surprinși de cât de elementar, adică cât de simplu, cât de repede poate fi înțeles universul. Dacă universul este atât de complex, se întreabă ei cum de noi, oamenii, putem să-l înțelegem. Dar am să vă citesc un fragment care să vă exemplifice exact ceea ce spuneam mai devreme. De la inventarea telescopului cu 4 secole în urmă, astronomii reușiseră să descifreze mecanismele universului prin simpla observare a cerului și aplicarea unor calcule matematice sau viceversa. La descoperirea sateliților, a planetelor, stelelor și galaxiilor, aplică legile lui Newton și obții un univers care funcționează asemenea unui ceasornic. La modificările pe care Einstein a făcut legilor lui Newton, adaugă descoperirea expansiunii cosmice și obții un univers de tip Big Bang, ceea ce Saul Perlmutter considera cândva a fi o imagine ridicol de simplă, caricaturizată intenționat. Acum, același Saul stătea la biroul lui George Smoot din campusul Berkeley. Cu 3 zile în urmă, Smoot aflase că tocmai câștigase premiul Nobel pentru fizică pe anul 2006, pentru munca depusă. Bărbos, agitat, cu ochii încețoșați de la adrenalină și de la lipsa de somn, Smoot s-a aplecat în propriul scaun. Perlmutter s-a aplecat înspre el. Din nou și din nou a strigat Smoot, universul s-a dovedit a fi foarte simplu. Perlmutter l-a aprobat cu înflăcărare. Se pune problema de ce suntem capabili să înțelegem universul la nivelul nostru. Ai dreptate, exact. Este un univers pentru începători, universul pentru idioți. Suntem pur și simplu incredibil de norocoși că prima încercare a mers atât de bine. Asta e un mare semn de întrebare. Cum e posibil ca o structură atât de complexă și de rafinată cum este universul să fie înțeleasă de o inteligență totuși, iată, o spun chiar oamenii de știință, destul de primitivă? Aici apare discuția despre argumentul antropic, un argument care, deși sună foarte metafizic, se pare că are totuși o importanță foarte mare din punct de vedere chiar fizic. Dar să vă citesc ceva din capitolul 10, se cheamă Blestemul lui Bambino. O să urmăresc chestia asta o vreme, din cauza că scoate zgomotul acela ciudat, din cauza că a făcut o mișcare inversă. O mișcare inversă? O mișcare inversă. O mișcare inversă. Pauză. E imposibil. Cei doi masteranți priveau țintă un ax de grosimea degetului mic, un aparat care răsucea rotițe care învârteau alte roți înăuntru unui cilindru de cupru care se afla la vreo 4 metri sub pământ. Axul se rotea sau făcea pași în direcția acelor de ceasornic cu tic-ticuri mărunte. O rotire în sens invers a acelor de ceasornic era poate imposibilă, dar primul student o văzuse cu proprii ochi, acum trebuia să o surprindă din nou. Și-a îndesat mâinile în buzunare, apoi și le-a scos din buzunare și le-a încrucișat pe piept. În continuare și-a sprijinit unul din brațe de un stâlp de beton. În final a apucat un scaun rotativ și și-a sprijinit un genunchi pe perna lui. Nu și-a luat ochii de la ax. Un alt stagiar s-a perindat pe acolo, i-a întrebat ce făceau și s-a alăturat concursului de holbat. Axul a fost primul care a clipit. După 10 minute s-a mișcat din nou înapoi. E bine, ce înseamnă acest experiment, vedeți dumneavoastră citind volumul. E o invitație după un fragment care probabil v-a făcut curioși. Dar
În vara anului 1969, Jim Peebles a decis să afle exact cât de simplu era Universul. Iată că după câteva zeci de ani, se pare, Universul se dovedește a fi atât de simplu încât poate fi înțeles până și de oamenii de știință. Încercăm să înțelegem și noi odată cu ei, ne ajută volumul lui Richard Panek, Universul celor 4%, restul este materie întunecată sau poate simplu vid. E un volum interesant în care fizica apare din când în când, un volum al unui ziarist care se străduiește să facă povestea pasionantă. Aduce acolo elemente de telenovelă și de roman polițist, deci s-ar putea ca până la urmă acest gen de a populariza fizica să devină chiar de efect. Dragii mei, citiți că nu vă face rău, la revedere pe data viitoare!